La nici 10 minute de mers cu mașina dintr-o betă Turnul Severin, o familie mehedințeană a pus pe picioare o mică afacere în satul Cerneți. Familia Bureția produce legume proaspete ce sunt aduse pe tarabele din piața Mircea și puse la dispoziția cumpărătorilor. Punem așa grăunte cu grăunte, la o distanță de 3 cm. Îl acoperim frumos așa cu sapa. Îl udăm, peste câteva zile îl udăm și așteptăm ca să răsară. Familia Bureța este din satul Cerneț și se ocupă de agricultură de o viață. Sunt un exemplu de mehedințeni harnici și serioși. Aceștia administrează două solarii mari în care cultivă diverse legume proaspete românești. Câte solarii aveți? Două solarii avem. Ce dimensiuni? Păi 100 de metri lungime și lățime cam 4 metri. Și ce produceți aici? Ce plantați? Păi am avut atunci, pe timpul primăverii, am avut ardei, toate felurile de ardei, am avut roșii, castraveți, din așa de grădină de lungi, au mers foarte bine la piață, prețul foarte bun. Da. Și acum ce ați plantat? Și acum avem ceapă verde, avem usturoi, salată. Familia Bureța trăiește din agricultură. Aceștia își vând produsele proaspete în piața Mircea din Robeda Turnul Severin. Roșii mari și cărnoase, salată sau ceapă verde, acestea sunt doar o parte din legumele sănătoase și gustoase, pe care legumicultorii mehedințeni le pot oferi oamenilor. Și acum ce ați plantat? Și acum avem ceapă verde, avem usturoi, salată. Și pentru primăvară ce? Pentru primăvară, salată, ceapă verde, ridichii, o să punem usturoi verde, spanac, da. Și în celelalte solari? Avem salată, acum plantată. E mare, e frumoasă, mergeți acolo să vedeți. Nu mai ați să o puneți pe, da, pe piață. Pe piață, să vină cumpărătorii și să ne cumpere. Produsele sunt proaspete, gustoase și câștigă tot mai mult teren în preferințele cumpărătorilor sătui de produsele din import. Le găsim în piețele agroalimentare și le recunoaștem după parfum, iar apoi după aroma pe care le dau mâncărurilor. Pandemia de COVID-19 și-a pus puternic amprenta pe industria agricolă, însă dacă regulile vor deveni și mai stricte, familia Bureți ar fi încântată de ideea ca cel interesat să fie servit direct la poartă. Tot ce produceți, vindeți? Da. Vindeți în piața Mircea? Și pentru familie și în piața Mircea, în oraș, la Drobeta Turnul Severin. Tot. Acolo avem masă închiriată, avem tot ce trebuie și acolo vândem și... Sunteți de acord, doriți ca unii cumpărători să vină să cumpere direct de acasă? Da, mai ales în da, care da, da, suntem. Am dat și telefoane să vină să ne sune și servim omul cu totul natural aici, fără chimicale, fără nimic. Pasiunea pentru agricultură dăinuie din generație în generație pentru județul Mehedinți. Familia Bureța este doar unul din multele cazuri în care oamenii iubesc atât de mult ceea ce fac și sunt încântați de faptul că produsele lor gustoase și sănătoase ajung să fie pe mesele a cât mai multor concetățeni. Din păcate, sprijinul guvernamental se lasă așteptat, iar din ultimele acțiuni ale celor care conduc acum destinele României și ale românilor favorizate sunt marile lanțuri de magazine, producătorii locali fiind supuși unor umilințe de neimaginat.